Paștele Blajinilor, Paștele Morților sau Paștele Mic vine în prima lună după cea de-a doua duminică după Paște. Potrivit tradiției populare, este ziua în care atenția este îndreptată către cei care au adormit întru Domnul, zi în care rudele celor trecuți în neființă depun ofrande pe morminte și împart pomeni. Obiceiul este practicat mai mult în Banat, Transilvania, Bucovina și Maramureș și mai puțin la Giurgiu, unde cimitirele au fost goale, iar în biserici slujbele au fost curte. Tradiția? Astăzi cu morți. Vine lumea la cimitir, dar la noi aici asta este a doua zi de fapt. Deci nu se prea mai respectă la Giurgiu. Nu, nu. Nu știu nimic, nu știu. Chiar sunt... Nu pot să vă spun nimic de Paștele Blajinilor. Sau Paștele Morților, că s-ar împărți astăzi. Da. Am luat ceva de împărțit, dar... Fără să știu că e Paștele Blajinilor. Nu știu, mama, nimic. Tot în popor se spune că de Paștele Blajinilor, sufletele morților sunt libere și pot gusta din mâncărurile pregătite special pentru ei și date de pomană. La noi, obiceiul se respectă în a doua zi de Paște, când pe morminte se întind mese mari și se dă de pomană săracilor.